Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Vom începe emisiunea noastră alături de invitatul nostru special, de Daniel, cameramanul nostru, care îl găsiți peste tot la toate nunțile, toate petrecerile. Este prietenul lăutarilor, prietenul tuturora. Îți spun bine ai revenit la emisiune. Văd că ai început să vii foarte des la emisiunea mea. Să știi că ai mare succes. Hai că mai mult am vorbit eu decât tu. Spune, Daniel. Corele, în primul rând vreau să-ți mulțumesc pentru invitațiile care mi le faci. Cu mare permanent. Drag. Și pe această cale vreau să-i mulțumesc și bunul meu prieten, Necalu, care și el are grijă de imagine la toți lăutarii. Numai că ele pe videoclipuri, eu sunt pe nunțile live pe această cale. Și un mare vreau să-ți mai mulțumesc și lui Mihai, care e alături de noi tot mereu la toate emisiunile, care e în spatele culiselor, albă ca zăpada nostru. Bodyguard-ul tuturor. Da. Rest, ce să zic? Daniel, chiar îți mulțumesc în tot sufletul. Nu ai pentru ce să mulțumești, este până la urmă plăcerea mea și nu numai plăcerea mea. Sunt convinsă că tu ai succes pe unde mergi, pentru că muncești. Atâta timp cât muncești, ai și valoare. Dacă nu muncești, da, n-ai. Toți, la fel avem. Așa este. Și eu, și tu, și toată lumea. Știu că ai foarte mult de lucru. De câte ori te sun, ori ești obosit, ori ești la nuntă. Da. Telefonul ți-l ții închis doar închis când dormi câteva ore și apoi pleci din nou la treabă. Spune-mi cel mai mult unde ți-ar place ție să filmezi. În țară sau peste hotare? Cornelia, sincer, de la un timp, în ultima vreme, în ultima perioadă, am filmat mai în țară. Mai în țară, da, așa am preferat mai mult să filmez zonele astea de Tellerman și pe afară. Zona Tellerman, acolo am și eu pe bunicul meu, da, în zona Tellerman. Da. Zona Tellerman am fost mai solicitat față de București. Înseamnă că îți și place zona aceea, nu? Chiar m-am obișnuit în zonele acelea foarte mult, de la un timp. Tu trebuie să spui tuturora că ai foarte multe nunți și la români și la romi. Deci da, tu ai mers peste tot, da, să filmezi. Că ai fost luat de cei cu nunțile sau că ai fost luat de lăutari, tu ai fost peste tot. Deci sunt la fel ca un lăutar, complet. Deci știu să-mi fac treaba și la români, știu să-mi fac treaba și la țigări. Și bineînțeles, cu toată trupa ta după tine, că ai foarte mulți băieți alături nu, de tine. Deci nu se poate. Băieții care am alături de ai și un fotograf? Care... Și foto, video, operatori, tot ce trebuie. Uite să știi, la nunți ar trebui să vii tot timpul cu băiatul, cu aparatul. Știi de ce? Uite, am fost acum un an la Strehaia și era cineva cu aparatul de fotografie care în continuu făcea poze. Mă plictisisem la un moment dat, că eu stăteam, făceam poze și fotograful lua banii. Da, e o idee bună. Deci e o idee bună, da, să mergi cu mine. Vreau să precizez, Cornelia, de-aia am și venit la tine emisiune și îți mulțumesc încă o dată pentru invitație, că în emisiunea anterioară, dacă mai ți-aduci aminte, vorbeam de o televiziune care se va deschide online cât de curând și vreau să spun că acum am luat toate detaliile și tot de la Adrian Vișan, care îi mulțumesc pe această cale. În curând se va deschide la noi una dintre, consider eu și depunem foarte mult efort, una dintre cele mai bune televiziuni de manele, care se va numi Drumețul TV. Vom avea absolut orice include manele, folk, muzică populară, muzică de petrecere, muzică lăutărească 100% și emisiuni care o să avem zilnic. Deci în curând așteptăm. Când o să dați drumul la această televiziune? Maxim într-o lună de zile se va deschide cea mai nouă televiziune online, Drumețul TV, care sper din toată inima să avem audiență cât mai mare și să fie cât cu mai ok. Cu siguranță o să aveți audiență, pentru că Vișan știe ce să aleagă. Da. Întotdeauna a avut soliști foarte buni lângă el. Da. Și sunt convins. Da. Da. Și uite, vezi, noi suntem cu adevărat prietenii voștri, pentru că, uite, pe postul nostru, Mainele TV, facem reclamă și emisiunii îți voastre. Îți mulțumim din toată inima și îți mulțumesc și... Deci îți mulțumesc și eu și numele lui Adrian Vișan de la Hanul Drumețului, pentru că ai grijă de noi și de imaginea noastră. Tu colaborezi de foarte mult timp cu Adrian acolo la, da, Hanul Drumețului și văd că te ții, da, de treabă. Vreau să spun că
chiar am la Hanul Drumețului, avem acolo un solist vocal, Dănuț De Vito, care e un solist complet, din punctul meu de vedere, foarte, foarte, foarte complex și el, cu el o să am baza ca o să deschidem televiziunea. Bineînțeles, Cornelia, și tu vei fi alături de noi și toți maneliștii consacrați care sunt la ora actuală și vei fi la inaugurare. Cu mare plăcere, sigur. Da, spune-mi cum te descurci tu când aveți acolo de filmat la Hanul Drumețului și trebuie să mergi și la o nuntă, îți lași și o parte din oameni acolo și... Am operatori acolo care avem grijă de Han. Pentru noi Hanul Drumețului, Hanul Drumețului e familia mea. Deci pentru noi Hanul Drumețului, cât și pentru Adrian, familia noastră. Noi mai mult stăm la Han decât cu copiii și cu familia. Sunteți uniți și sunt convinsă că o să aveți succes și cu această televiziune, da, deci online. Da, chiar s-au organizat foarte multe show-uri de mare succes la Hanul Drumețului. Am fost, am fost și noi, dar am filmat. Știi, când a venit chiar și Muharrem Ahmeti. Da, da. A, Revelionul Lăutarilor. Noi am filmat acolo. Da, da, da. Știu. Cu emisiunea noastră. Și tu la fel, Cornelia, faci parte tot din familia noastră și Neacalul la fel. O să fim întotdeauna alături de voi pentru că sunteți niște băieți extraordinar de buni și cu un caracter deosebit și vă promit că o să fim alături de voi și eu și Neacalu. Chiar îți mulțumesc în toată inima cu mine și apreciez pentru că tot mereu ai fost alături de, nu chiar de mine, de absolut și de maneliști și știu foarte bine că Florin Salam te iubește foarte mult și de câte ori ai apelat la el, a fost lângă tine. Da, așa este. Și da, mi-este un Adrian prieten bun. Adrian și toți soliștii noștri care sunt la ora actuală consacrați. Sunt persoane care nu uită de unde pleacă și rămân la fel. Dar e bine să rămâi așa în viață. Dacă uiți de unde ai plecat, atunci nu mai ai nicio valoare. Florin este unul dintre soliștii care n-a uitat niciodată de unde a plecat. Și pentru asta eu îl apreciez foarte mult și... Tu îl apreciezi și el te apreciază pe tine, că am văzut că ești tot timpul lângă da, el. Da, sunt cameramanul Florin Salam. Da. Asta știu. Știe toată lumea. Da. Da. Dragii mei, vreau să îi mulțumesc în mod deosebit lui Daniel, că întotdeauna a fost alături de mine, alături de dumneavoastră, toți cei care l-ați chemat la toate nunțile, pentru că este peste tot și, bineînțeles, artiștilor noștri, așa cum îi place lui Florin Salam să spunem, nu lăutari, artiști, pentru că sunt cu adevărat artiști. Vreau ca dumneavoastră să-l contactați pe Daniel, cameramanul. Spune-ne tu adresa ta de Facebook. Deci adresa mea e Daniel, cameramanul Daniel. Unde mă puteți contacta pentru orice eveniment, petrecere sau doamna Cornelia e în măsură să vă dea mai multe detalii. Puteți să o apelați și pe Cornelia. Că e în măsură, cum am spus și în emisiunea anterioară, agenda la toți maneliștii din România. Așadar, așteptăm să ne sunați pe mine sau pe Daniel Cameramanu sau să-l contactați pe Facebook pentru cele mai bune filmări, filmări pentru nunți, botezuri, petreceri. Daniel, spune și tu ceva pentru telespectatorii noștri. Eu vă aștept de luna care vine la cea mai nouă televiziune, Drumețul TV. Bineînțeles, alături și de noi. Și de Cornelia. Pentru că vom fi acolo cu Mainele TV, lângă voi. Vă mulțumesc pentru. Și noi îți mulțumim. Ascultați ce vă spun eu. Uitați-vă la tale show. Cornelia lângă tine. Uită-te să te simți bine. Ascultați ce vă spun eu. Uitați-vă la tale show. Eu n-am fac pentru lovele și ți-am cântat din plăcere. Pentru fanii mei, pentru fanii mei.